Bună seara! Onorate fețe bisericești, distinse oficialități, domnule primar, dragi colindători, dragi și meoane, îmi revine astăzi seară bucuria și onoarea de a vă spune bine ați venit la tradiționalul nostru concert de colinde, o activitate culturală care vorbește despre noi creștinii din Șimleul Silvaniei. Astăzi seară veți asista la un concert, la o călătorie, mai bine spus, metaforic, la o călătorie pe ulițele copilăriei, la o călătorie spre Betlehem, acolo unde ne vom închina magii, ne vom închina cu magii și cu păstorii pruncului Iisus. Acest proiect s-a născut în urmă cu 25 de ani, dintr-o simplă dorință, aceea de a ne colinda unii pe alții. Așadar, îi felicit dintr-un început pe acei oameni care au împărțit un viac în patru, au scris 25 de volume de partituri și iată că astăzi seară, în prag de Crăciun, ne întâlnim la cea de-a 25-a ediție în care creștinii din Șimleu colindă. Veți asculta colinde vechi, colinde tradiționale, colinde moderne, colinde vers arhaic, colinde stilizate, dar pentru că v-am spus că vom călători pe ulițele copilăriei, vom întâlni de la copii până la vârstnici. Și pentru că suntem la 30 de ani de la Revoluția din 1989, v-aș îndemna să faceți un exercițiu de memorie și să vă amintiți să faceți conexiunea cu colinda și libertatea. Cred că primul semn al libertății noastre a fost acela că pe posturile de radio și la televiziune se auzeau colinde. Așadar, astăzi seară, la ceas aniversar, după un sfert de viață în care s-a colindat la primul concert de felul acesta în Șimleu, îl vom avea în deschidere pe Dionisoros, un tânăr botezat în această biserică, un tânăr care a crescut atât de frumos aici și a evoluat, și care, nu întâmplător, este aici în deschidere. Nu pentru că i-am fost dirigintă, ci pentru că are 25 de ani, exact ca evenimentul nostru. Dionis va cânta pentru început piesa Vin colindătorii. Este o piesă foarte îndrăgită de toată lumea. Hai să folosesc termenul de un hit al momentului, sau îi putem spune că este o piesă care a ajuns virală pe internet, în mediile online. Aș vrea să vă spun, să vă amintesc că este o piesă scrisă, orchestrată pe versurile poetului Radu Gir, unul dintre poeții creștini care a făcut închisoare și chiar a fost condamnat la moarte, până la urmă au fost 25 de ani de detenție, pentru poezia Ridică-te Gheorghe, Ridică-te Ioane, poezie considerată manifest împotriva regimului comunist. Radu Gir a scris această piesă care pare, mă rog, este una dintre multele poezii scrise în închisorile comuniste acolo, unde a fost alături de alți mari cărturari români, alături de Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic, Bartolomeu Anania și mulți alți intelectuali români care și acolo
au sperat că vin colindători. Dionis, cel mare și de 25 de ani, are cuvântul. Mulțumesc frumos! Lăudați pe Iisus! Mă bucur să mă aflu aici printre voi, dragi și grani. Vreau să vă urez și eu sărbători fericite, liniștite, alături de cei dragi, un an nou cât mai bun și cu cât mai multe împliniri. Mă bucur că am ocazia să vă colind în această seară. Îi voi aminti lui Dionis
versurile lui. Îmi părea că în zvon de aripi și în miros de tămâieri, glasul puiului de om se îngână în glas de cer. Felicitări și sperăm să facă mereu cinste acestei comunități în care a crescut. Călătorim spre Betleem alături de fanfara Bisericii Baptiste din Cehia. În urmă cu 91 de ani, mai exact în anul 1928, la Cehia, unde exista o comunitate creștină baptistă destul de mare, se achiziționează 15 instrumente. Atunci au început să cânte în biserica de acolo. Această fanfară a fost foarte renumită. În perioada de dinainte de Revoluție era invitată la toate evenimentele alături de fanfara armată și dumneavoastră vă amintiți acest lucru. Iar în 1968, bagheta este, de atunci stă bagheta în mâna falnicului și neopositului dirijor Ioan Pop, domnul Nașu, așa cum îi spunem noi în cei. Dacă am divulgat vârsta lui Dionis, divulg și vârsta domnului primar. Așadar, dirijat această fanfară de când s-a născut domnul primar. În cehei, toată lumea cânta la instrumente în Biserica Baptistă, încă de când erau mici copii, erau învățați să solfegieze, să cânte pe note și acest lucru s-a văzut în timp. Astăzi, fanfara numără 25 de bărbați, instrumentiști, aveți și fete? Acum nu. Aveți? Da, sunt fete, sunt. Vă urăm succes, așteptăm să ne încântați. Vor interpreta trei colinde. O ce veste minunată, așa cum se numește concertul nostru, o Betleeme și în noaptea sfântă. Așadar, în călătoria noastră, alături de fanfara din Cehia. Lăudați să fie Iisus! Vă doresc să aveți parte de sărbători fericite, alături de Cel ce a coborât din cer la noi, de Iisus Hristos. Să vă bucurați fiecare în viața dumneavoastră de prezența Lui. Amin! Thank you.
Vă mulțumim foarte mult pentru felul în care ne-ați încântat și ne-ați transmis bucuria Crăciunului. Iar pe dumneavoastră, în mod special, pentru că duceți mai departe această tradiție. Doamna profesoară de muzică a spus despre George, nepotul dumneavoastră, te rog să te ridici, George, că a avut și un solo la trompetă. A spus că, ridică-te, George, a spus despre el că dacă își dorește, poate ajunge cel mai mare trompetist din lume. George mi-a spus că nu își dorește neapărat, deci va fi al doilea. Mulțumim! Thank you.
Să aveți sărbători binecuvântate! Pentru că este un spectacol fără cortină, voi acoperi spațiul în care se organizează colindătorii noștri și mă voi mai vorbi pe parcursul acestui set și despre colinde. Urmează să evolueze în fața dumneavoastră corul de la Biserica Ortodoxă numărul 2, condus de domnul profesor Albu Traian. Am să vă sugerez să fiți atenți la felul colindelor, a cântărilor care în seara aceasta vor fi interpretate în fața dumneavoastră. Specialiștii împart colindele în trei categorii. Colindele tradiționale, religioase, cu subiect din Sfânta Scriptură, cântece de stea, și cântece de iarnă. Mai exact, o colindă tradițională, o colindă tradițională are o urare de început. Gazde mari, sculați gazde mari, deschide ușa creștine, urarea aceea, incipitul. După aceea este povestea religioasă, vă rog să vă așezați. Refrenele care se repetă, flori de albe de măr, leruile, și finalul care se transformă, se concretizează într-o urare. Refrenul și urarea lipsesc la cântecele de stea. Iar cântecele de Crăciun sunt acele cântece care vorbesc despre bunătățile de pe masa de Crăciun, despre brad, despre luminițe și despre bucuria sărbătorii. Pe acestea le întâlnim la toate popoarele, dar la poporul român este specifică această colindă cu subiect religios. Coriștii de la Biserica Mică, corul mare de la Biserica Mică este în fața dumneavoastră și în acest an vor prezenta trei colinde, așa ne-am înțeles cu toți participanții, trei colinde. Ei sunt cu câteva noutăți în fața dumneavoastră, cu un repertoriu nou, chiar dacă domnul Albu este mai vechi, adică de 82 de ani. Și ne bucurăm că are titlul de cetățean al onoare al acestui oraș. Prima piesă, Astăzi s-a născut Hristos. Ne-am născut într-o colindă, toți cu mila Domnului, și-am agățat pe oglindă Spiritul Crăciunului. Ne-am născut într-o colindă, nu-i niciunul mai presus, este ceasul împăcării, cum ne-a spus Domnul Iisus. Aduc pacea și lumină, aduc bradul strămoșesc, de nuci, mere, tot mai plin e Crăciun și vă iubesc. Yeah.
Și de la calende ne-au rămas în limba română două cuvinte foarte
foarte frumoase, calendarul cu care măsurăm timpul și colinda.